Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria de Factions. Da, ați auzit bine, seria de Factions. De fapt, stați, că nu sunt sigur dacă e chiar seria de Faction. Suntem... da, nu, F-U. Ah, aparent suntem pe seria de Faction. Pe Play, pe Faction. Am spus de prea multe ori Faction. Nu, bun, o să tac. În baza noastră foarte frumoasă, la care eu, din păcate, nu am muncit absolut deloc. O spun... sincer, nu am lucrat absolut deloc de nu, bombă, fraților, înainte să începem acest videoclip, ce luați dacă luați ca țăranii, bă, băga mi-a ștircul, bai, anonim. Ok. Apar mai avem știp de ăștia în facțiune. Nu, bun. Nu, bun, fraților, dacă vreți să reîncepem această serie, pe lângă faptul că vreau să strângem minim 120 de like-uri, cât putem de... câte like-uri, să vedem cât de multe like-uri putem strânge la acest videoclip, așa, dacă vreți să revenim cu seria de Faction. După cum știți, s-a dat și wipe pe play, mă rog, eu sunt cam întârziat cu acest videoclip spunând despre wipe. S-a implementat și plugin-ul vechi de Faction, care mi se pare mult mai bun decât celălalt. Pe celălalt, nu puteai să, dacă un membru din facțiunea dinamică voia să dai raid unei facțiuni și în facțiunea nu era nimeni online, pur și simplu nu puteai să dai raid. Deci dacă îți dai raid, dădeai disconnect, dădeați toți disconnect și nu vă mai luați absolut niciun raid. Aici e la fel ca înainte, poate cu mici update-uri, am văzut mici update-uri, dar nu deranjează, alea nu se compară cu plugin-ul vechi care era și de... nu vreau să spun de căcat, nu vreau să-l jignesc plugin, dar nu era făcut pentru... nu era acel Faction, era altceva. Nu puteai să numești cu plugin-ul la Faction. Și da, dacă vreți să reîncepem seria foarte serios, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, puteți să scrieți și în comentarii, da, vreau, da, nu vreau. Dar poate ați văzut la Andrei deja pe aici. Aici sus, aici jos e un etaj cu enchantable, chesturile unde avem și noi F-Home-ul. Iar aici camerele membrilor din facțiune, mai puțin că eu nu am cameră. Și aici se împart ei, mamă, aici fac... hai să-mi... ei ăștia își fac camere pe două etaje. Nu se gândesc că mai sunt și alții fără cameră? Nu, absolut deloc. O să vedeți ce-i pe filmare asta, se împlică. S-a mă uitat cum un OBS împlică. Da, se mișcă ok, am crezut că se mișcă mai prost pentru că acum nu știu ce are, dar CPU-ul meu undeva la 60-70%, trebuie să stau puțin înainte să încep acest videoclip, pentru că mai avea puțin și făcea boom și nu voiam să se întâmple asta. No, bun, din câte știu, am și eu ceva bani, am mai minat off-camera, am minat ceva off-camera, dar asta nu pot să mă plâng, am și un spawner, care cred că o să mă duc acum. De fapt, nu e chiar bine făcut acel spawner. Dintr-un singur motiv. Da, o să trească să mai lucrez eu la el. Nu e prea bine făcut. Și acum e și rata mică de spawn, deci... nope. Ai mai bine să mergem la Warp Shop. Îmi cumpăr două stack-uri de bottled speuri. Și ne enchantăm vreo 3 chestii. Da, și am și enchant-uri pe pickers-uri, vă arăt imediat. Am sabia cu sharpness 4, am breaking 3. Ce mai am? Mai am un pickers cu forge 3 eficiență 4 și acest pickers cu eficiență 4 și am breaking 3. No, bun, hai să-mi cumpăr niște bottles. Ce fac cu 4 cobblestone? N-am nevoie, luați-le. Unde era? Uite, aici erau bottles pe orele. Bye. Easy. No, bun, am rămas și fără bani. Mă rog, mai avem 1500 și ceva. Hai să dăm F-Home. Am și câteva iteme prin Ender Chest. Am să-mi fac un mărope, dar nu am un măr roșu. Da. Ce ciudat sună când spui asta. Da. Aici, vreau undeva să-mi dau bottle spell-urile, dar... da. Nu prea pot să mi le dau aici în sus, așa cred că mi le dau normal. Hai să băgăm și tărlicul. No, bun. Hai să vedem ce-mi pică pe iteme. Platoșă, nu cred că îmi pică ceva. Nu! Nu mă mai risc în viața mea să dau un breaking 3 pe ceva. Pe păpuci, Death Strider 3. Da, m-am uitat ieri să văd cam ce enchant mi-ar pica și... bă... eram și eu ceva genul... wow. Până am văzut să stie Blast Protection.
Bă, eu zic că Drake nu e bun și așa. Am break in 3. Nu mai riscă că în viața mea să-mi dau un break in 3 pe ai Blast Protection. Am break in 3. Wow! Bă, dar aveam și niște ață, nu mai am. Știu că aveam și niște ață și puteam să-mi fac... A, uite aici ață, îmi fac și un ar, nu știu, poate avem noroc pe ar, dacă pe armură nu prea. Nu că nu prea, ci deloc. Așa că, Dumnezeu cu mila, sperăm că o să am noroc. Nu am nevoie de un caul. Și să mai pun... Știu că ne dă ce să am numai cheat-uri, dar nu. N-am ce să fac. Am 14 diamante, alea nu sunt cheat-uri. Flame 1. Ăla e. Nici dacă pică doar Flame 1, pe cuvânt nu dau cel mai mare rage posibil. Ai, ala. A, pe... No, bun, deci tare frică mie că-mi pică doar Flame 1. Oh, fuck, am emoții. Bă, deci acum, scrieți în comentarii, Geo, să ai noroc. Geo noroc, nu știu cum vreți voi, dar să vedem dacă voi, înainte să dau enchantul, voi scrieți Geo, să ai noroc. Poate o să am și eu noroc și Dumnezeu are milă de mine. Și, nu știu, îmi pică și mie ceva bun pe arc. Flame 1 și Infinity și toate enchanturile. Hai că... No, deja vreau prea multe. Bă, chiar am puține emoții, așa. No, bun. Hai, go. Let's do this. M-am unecat. Fu, țipam și mai tare, doar că nu prea pot să vorbesc tare, pentru că... No. Tocmai ce m-am trezit, dar că nu tocmai ce m-am... Acum o oră și ceva m-am trezit, dar tot sunt în starea aia de... Vai de capul meu după somn. No, ați înțeles voi, ați înțeles voi la ce mă refer. Ah, no, bun. Dați un pic că vreau să fac un screenshot la o chestie. Da, iar sau de papagalul meu. Vreau să fac screenshot la Evan Stripe-ul. What the hell, ce-l fac? Na, bun, gata. A, așa, dar nu cred că o să fac eu. Nici level 20, ba da, level... Ăla-i, perfect! Fits în limită, în căcat. Dar bun, dăm protection. Să dau protection 3. Ba, eu zic că poate să pice și un unbreaking și turn și ceva, deci hai să-i dăm. Sau doar protection 3. Hai să-mi bag piciorunile de enchantere. Bine că pică și pe pantaloni acum Protection 3, dar nu prea mai am eu iteme să... No, no, hai că mă duc cu un pic, dau home. Am home într-o mină. Voi mina puțin tel, deși nu cred... home aveam la spawner, fac. E, dar ieșim foarte ușor la, din spawner. No, bun. Prin furanele astea... A, 3 gold și 2 iron. Nu e rău. Da, și acum cum îmi dai seama dacă sunt la nivelul 11 sau nu? Cred că ăsta e nivelul 11 aici. Da, pun pariu că aici e nivelul 11 și va fi ok să minez la nivel aici. Tocmai aici. Ah, na, bun, hai să minăm. Deși nu cred că o să am... Bă, stați un pic că pun black screen la OBS. Da, ăsta e nivelul 11. Voiam să fiu sigur, așa că mă voi duce la nivelul 10. Ah, na, bun. Bă, chiar îmi pare foarte, foarte bine că s-a băgat pluginul nou de faction. E mult mai fain și chiar foarte, foarte... Da, foarte, foarte șmecher. Gen... No, faction-ul e faction-ul de la sine. Nu mai sunt mari chestii să fac... Să... Oarecum, nu știu... Să prelucrăm oarecum faction. Ceva gen nu era pluginul ăla. Avea niște idei. Cei care l-au furtat aveau niște idei destul de interesante cu pluginul, dar... Nu prea le-au ieșit sau nu știu. Nu era o versiune prea bună. Habar n-am, dar nu cred că asta e. Ăla era un faction mult prea hardcore. Bă, faction trebuie să fie hardcore, dar nici în stilul ăla. Nu, sincer, acum vă spun. Nu puteai să joci. Pur și simplu nu puteai. Era, trebuia să dai pe fiecare claim acces la membrii facțiunii. Deci era groază cu pluginul ăla. De-aia nu mai era nici faction-ul populat.
Nu, acum s-a repopulat, sunt 200 și ceva, deci când am intrat eu erau 212, acum nu știu exact că sunt 207, nova, 200 și ceva de player. Se joacă Faction la 12 dimineața aproape. No fucking hell. Na, bun. A, bă, nu, fraților, pe la ora 3-4 veți mai avea un info-video în care o să vă întreb niște lucruri. Chiar vă rog să vă uitați la acel info-video, e destul de important, care, nu, va ține de canal și de ceea ce o să vreți voi. Nu dau mai multe spoilere. Vreau să dau mai multe spoilere, deci doar vă spun să vă uitați la ora 3 sau 4. Și da, la ora 18... Mersi mult, papalole. La ora 18, astăzi, voi, 18, nu, 16, adică 4, vă aștept și voi la meeting în orașele copiilor. Cred că ați văzut la Andrei, la Edi și la cine a mai postat de link, parcă. Deci, cred că știți, cei care sunteți în București, vă așteptăm pe toți. Și, da. Na, bun. Hai, poate găsim și noi, dacă Dumnezeu mi-a dat blesteme cu enchanturile astea foarte, foarte bune, între ghilimele spus. Sunt un cave. Nu știu de ce am impresia că pe aici am mai fost eu. Ori membri. Ia să minăm diamante, vezi? Diamante. Diamante sunt la aici. No! Nu sunt aici. Mi s-a mai întâmplat să mă ora așa, să pierc așa în la... Oh, fuck, no. No, no, no. Da. No, hai să vedem. Uite mai... Voi vedeți cum am picat. Deci. Bă, și de acum nu o să mai dau disconnect în viața mea când sunt în lavă, pentru că anumiți oameni care suferă foarte, foarte mult mă urmăresc la absolut fiecare videoclip să îmi găsească mie o greșeală ca să primesc eu remove pe play. Deci, nu mersi. Nu o să le facă copiilor suferință pe plac. Ok. Hai să arunc ăsta. Ce nu am, nevoie de căcaturile astea, am de sit. Niște astea. Nu, bun, hai să-mi dau cheat. Cheat start. Nu, bun, hai să arunc tot, că oricum n-am nevoie de absolut nimic de aici, decât de mâncare. Nu, no, deci ne dăm cheat-ul doar pentru mâncare. Cam asta face tot cheat-ul, mâncarea, că în rest armura aia de piele, poate, nu știu. La început să zicem că te-ar futuți. La... No! Dacă se ștergeau acum entitățile, jur că plângeam. Da, pe bune, dar nu plângeam. No, bun, hai, repede. Nu știu, am acum un chef de să joc așa un survival games. Oi, 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 oi. Am chef de survival games. Cred că o să mă bag la niște survival games după acest videoclip. Sau nu știu, cred că o să filmez și acel info video repede, repede. Și încă ceva pentru mine și după mă bag la SG. Nu știu, habar n-am vă... Oh, Jesus, papagalul ăsta chiar e idiot. Da, foarte, foarte idiot. No, și sper să mă înțelegeți. N-am postat zilele astea, v-am și spus la cam cum a stat treaba. Deci, da, acum nu prea am de făcut nimic și de-aia am avut timp să filmez. Voi filma oarecum două clipuri pentru azi și mai voi filma, voi mai filma unul pentru mâine. Oh, fuck, începe școala. Deci nu mă gândesc, cred că o să-mi filmez din weekend toate videoclipurile. Și când mai am timp mai filmez așa un al doilea clip. Nu știu. Uite, Iron, bă, sincer să vă spun, deși nu ar trebui să vă dau sfaturi cum să faceți bani, luați absolut orice minereu găsiți. Căi căul... Am auzit cumva un sunet? Ah, păi am genul. Diamante, tu, ăla-i tate. Asta înseamnă să fii mafiot. Să găsești diamante. Nu, no, deci orice minereu găsiți, mă rog, diamantele nu. Orice minereu găsiți, vă sfătuiesc să luați, pentru că vindeți la shop. Cam toate minereurile se vând la shop și faceți bani. Eu cel puțin așa fac bani. Nu, chiar și emeralde. Puteți să luați. Oh, uite mai multe. Bă, erau doar trei. Tristuț, rău de tot. Ei, am luat 5 din alea 3 diamante. Eu zic totuși e ok. Oh, redstone. Văd că mereu și iron și de toate pe aici. Nominăm așa un pic și vindem la și o facem ceva bani. Poate chiar de un start de bottle XP-uri.
Eu mai mă uit așa din când în când pe Skype, că primesc foarte multe mesaje și nu știu când primește acel mesaj foarte care era chiar foarte important și nu, asta e la. Da, asta e la cu efici. Oh, mai mult Treston. Drăguț așa. Nu, vedeți? X3 funcționează foarte, foarte bine. Noi o să mai fac rost din... O să mai minez o camera să-mi fac iteme OP. What? O să-mi fac ceva iteme OP. Și da, bă, fraților, nu uitați să-mi spuneți dacă vreți să reîncepem această serie și să strângem multe, multe like-uri ca să mă motiveze să continui această serie, pentru că pe Faction nu găsești mereu ceva de făcut, că nu poți să dai raid în fiecare videoclip. Și chiar vă rog să apăsați acel mic buton de like. Nu durează deloc mult și... na. Deci da, cam atât a fost acest videoclip de Faction. Eu sper că v-a plăcut, deși nu am făcut cine știe ce, dar nu, e Faction și Faction e apreciat chiar dacă minezi. No, bun. Deci, nu uitați like, share, subscribe, până data viitoare am fost GeoStyle și voi fi în continuare. Vă salut pe toții. No, bun, ciao les.